Revista Claviatura a fost înființată în anul 1941 de poetul Vania Gherghinescu, un mentor al scriitorilor brașoveni pe atunci. Însă, din cauza vremurilor tulburi de atunci, revista a apărut doar până în anul 1943. Și pentru că uneori pasiunea pentru literatură este mai presus de orice, un alt scriitor brașovean, Constantin Bihara, a readus-o la viață. Revista trebuie să spună de la sine totul. Vrem să avem brațele deschise către toți cei care vor să publice. Mai și intervenim ca revist, ca poezia să nu aibă niște sângăci care să ne compromite. O mai ridicăm. Avem în acest număr 2, două debuturi, e vorba de Suciu Ioan Suciu scheianu și de uh, Livia Rusu. E încă nu suntem destul de cunoscuți, încă nu, încă nu știe lumea ce frumos va fi la noi. Noi deschidem de fiecare dată manifestarea noastră, lansarea de revistei cu o poezie care este generic, se numește Întâlnire cu poezia. Cea de-a doua întâlnire cu poezia scriitorilor brașoveni s-a desfășurat la Muzeul George Mirea și, ca de obicei, locul nu a fost ales la întâmplare. George Mirea fiind considerat unul dintre cei mai infocați căutători de frumos de la poalele tâmpei. De data aceasta, întâlnirea a debutat cu poezia lui Mihai Eminescu, Floare Albastră. Inițiatorii au mărturisit că speră ca prin intermediul publicației să atragă atenția publicului brașovean asupra valorii și a importanței poeziei din orașul de la poalele tâmpei.